Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și mă bucur să vă salut din nou. În emisiunea noastră de astăzi am preluat o predică a pastorului Luigi Mizzoi rostită în Biserica Betania din Chicago, din Statele Unite. În predică, pastorul Luigi Mizzoi vorbește despre conflictul dintre generații, despre digitalizare, despre tehnorelații, despre noua generație. Am considerat că este important să vă prezentăm acest mesaj, având în vedere lumea în care trăim, așa cum se desfășoară lucrurile în acest moment. Să-l ascultăm pe pastorul Luigi Mizzoi. Orice generație tânără este diferită de generația părinților și bunicilor. Însă în ultimii 20 de ani, 30 de ani chiar, probabil că mai corect ar fi 20, diferențele dintre generații sunt foarte, foarte, foarte mari. Datorită tehnologiei pe care cei tineri au prins-o, în sensul că s-a dezvoltat în generația lor, și cei mai în vârstă doar încearcă să se acomodeze la ea. Dar dacă tehnologia încă nu este un subiect care se potrivește exact cu comparația care am făcut-o, digitalizarea este o experiență virtuală pe care noi încercăm să o înțelegem și pe care ei, generația tânără, nu poate să iasă din interiorul ei. Ei nu pot să înțeleagă viața în afara ei decât în interiorul ei, iar noi încercăm să pătrundem, așa cu cât un degețel cum lucrăm la computer. Aș vrea să vorbesc despre ultima generație Z, generație care se referă la categoria de oameni care s-au născut după anul 2000, copiii noștri, nepoții noștri, și o generație de copii, de tineri, care au preocupări pe care noi nu le înțelegem. Nouă ni se pare că ei petrec prea mult timp pe internet și internet înseamnă totul. Folosesc o expresie puțin mai obișnuită. Mi se pare că prea mult petrec pe internet. Dar ce fac acolo atâta? Credem că ar trebui să citească o carte, credem că ar trebui să ne ajute la lucru în casă, credem că ar trebui să se ducă chiar la lucru, part-time sau full-time. Credem multe lucruri în legătură cu valorile pe care noi le-am avut. Noi am știut că atunci când te faci măricel, primul lucru este să-ți faci o meserie. Pentru că unde te duci, domne, îți practici meseria, și ai pentru tine și familia ta o sursă de existență, dar ce faci fără o meserie? În mintea noastră nu există meserii online, nu există meserii în lumea virtuală, nu există meserii digitale, pe internet. Am citit că guvernul din România a aprobat schimbări în programul de muncă. Contractele pentru toată viața devin istorie în România, nu mai încep să piardă teren. Noi am fost oamenii care am făcut un contract pe toată viața. Ne-am angajat undeva și de acolo am ieșit la pensie. Generația copiilor și nepoților noștri nu mai vor să audă de contract pe toată viața. Și nici să te duci la 7 și să te întorci la 3, sau să te duci la 8 și să te întorci la 4, sau să te duci la 9 și să te întorci la 5. Asta e corvoadă, asta e sclavie din punctul lor de vedere. Ei vor program flexibil și, dacă se poate, de acasă, de pe internet, de pe computer. Pentru noi, asta nu face sens. Dar uitați-vă că magazinele s-au cocoțat pe internet, o grămadă de prăvălii s-au desființat, te duci pe strada nu știu care unde era un magazin și spune că e online. Domnule, dar ce e la online? Pe ce adresă e online? Unde e? Pe ce stradă e online? Păi așa, în cer, zice. În cer? Nu-i ușor să înțelegem niște realități în mijlocul cărora noi nu ne-am născut. Poate un pic dramatizez eu, dar o fac intenționat ca să pun în evidență realitățile pe care încercăm să le sfidăm. Dar ar fi bine să discutăm cinstit și deschis, că n-avem decât folos din asta. Generația Z este cei cuprinși sub vârsta de 20 de ani plus minus. Repet faptul că anii aceștia sunt ușor flexibili, dar trebuie să spunem niște ani, că altfel nu mai înțelegem nimic. Ei au fost generația care s-a născut într-o lume a posibilităților nelimitate și pot avea totul la cerere. Ei nu știu ce înseamnă să nu ai. Pur și simplu nu știu ce înseamnă să nu ai. Mai mă duc cu nepoții mei la înghețată și pur și simplu întotdeauna aș cumpăr o înghețată mai mult decât pot mânca. Mă doare sufletul când lăsăm acolo înghețată. Încerc să o mănânc eu, dar unii dintre ei și-au un fel de înghețată, dar nici nu pot să o mănânc. Nu se potrivește cu gustul meu. O amestecătură de n-ai văzut. Și întreb, mă copile, de ce aruncăm o jumătate de înghețată? Se uită așa la mine și nu înțelege nimic. Pentru că nu o plătește el? Pentru că el nu înțelege valoarea banilor? Țin minte că în copilăria mea n-am văzut banană, n-am văzut Pepsi decât la vârsta de 18 ani și prima oară l-am gustat pe la 21, nu m-am săturat niciodată de ciocolată,
mergeam cu un ou sau două, ou de găină, ou adevărat, de ăsta pe care îl mâncăm noi astăzi. Mergeam la magazinul din sat, unde erau de toate, ăla era mall-ul din satul meu, și îmi dătea, dacă n-aveam, dacă ouăle care reușeam să le duc nu se ridicau la valoarea unei ciocolate și nu prea se ridicau, îmi dătea ceva bomboane, biscuiți popular, de aia pătrați așa cu găurele. Dar niciodată nu m-am săturat, tot timpul veneam frustrat și îl luam așa câte un pic să-mi ajungă mai mult timp. Cum să rămână mie ciocolată? E, lor le rămâne din belșug. E frigiderul plin. Ce dulap? Carmen are un dulap, când îl deschizi să prăbușesc ciocolatele de acolo, că vin nepoții. Și sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră sunteți în situația asta. Ei nu știu ce înseamnă să nu ai. Ei bine, asta dezvoltă o mentalitate. Dezvoltă o mentalitate. Eu nu o prezint ca pe un lucru rău sau bun. Eu o prezint ca pe o realitate. Ei sunt generația care este conectată. Ei s-au născut, dacă îmi permiteți, cu un telefon în mână, cu un device în mână, cu un iPhone, cu ceva. S-au născut cu ceva în mână. Nu observați dumneavoastră că cel mai simplu este să le dai un device, un aparat și să se uite la ceva. Nu li se aude gura. O oră, două, trei, patru, nu li se face foame. Ascultați-mă, acceptați vă rog că există drog în treaba asta. Să știți că adicția pe care o dezvoltă digitalizarea este cel puțin la fel de intensă ca drogul, ca drogurile de care noi ne ferim și spunem că sunt păcat. În proporție de aproximativ 90-91%, ei au acces la telefoane inteligente care au pe ele internet. 69% dintre ei spun statisticile că au acces la o tabletă sau la un laptop. 90% dintre ei se uită pe YouTube. YouTube are o grămadă de lucruri bune. Însă nu știu dacă neapărat se uită la ele. Nu știu câtă violență implică desenele animate la care se uită. Nu știu câtă vulgaritate, sexualitate, erotism, idee de erotism există acolo. Ar trebui să ne gândim la lucrurile astea. Eu știu că dumneavoastră vă gândiți că vă iubiți copiii mai mult decât iubesc eu copiii dumneavoastră. Că sunteți mamele lor și taților. Dar menirea noastră este să vorbim în public despre aceste lucruri, pentru că e adevărat că trebuie să vorbim de rugăciune, de pocăință, de citirea Bibliei, dar și lucrurile astea fac parte din viața noastră și noi trebuie să le gestionăm. Ele ne afectează copiii. E normal să vorbim de ele, pentru ca să găsim niște soluții la aceste probleme. Și să încercăm să navigăm fără să ne scufundăm noi sau membrii familiilor noastre. Cam ăsta e scopul. Este un scop pedagogic, instructiv. Timpul cel mai puțin pe care îl petrece un tânăr sub 20 de ani pe internet este 3 ore. Cel mai puțin timp este 3 ore. Sigur că astăzi s-ar putea să se uite doar o jumătate de oră dacă se rabdă, dar mâine recuperează. Pentru că e lumea lor, după cum lumea noastră în generația mea ce a fost. Știți dumneavoastră bine că fiecare generație a avut stilul ei de a-și petrece timpul. Ei sunt online, dar sunt înstrăinați. Pentru că tocmai online-ul îi înstrăinează de real. Un studiu realizat la Universitatea Carnegie Mellon din Petersburg a demonstrat faptul că o persoană, cu cât petrece mai mult timp pe internet, cu atât este mai depresivă și mai stresată și de asemenea se percepe ca fiind singur. Neastă nu observați că depresia a devenit boala secolului? Unde am auzit eu în copilăria mea de depresie? Nu exista depresie. Singurătatea produce depresie. Nu vă uitați că pe internet se pun numai iahturi, numai mașini de lux, numai soții din alea aranjate, așa parcă-s desenate, numai case de nu li se mai vede vârful, zici că toate lucrurile, domne, sunt ideale pe internet și te apucă frustrarea. Că tu nu ești ca fata aia de pe internet, nu ești ca bărbatul ăla de pe internet, iaht n-ai, casă e așa cum este și te apucă frustrarea, domnule. Înainte nu știai cum este, săracul a fost liniștit până s-a întâlnit cu bogatul. Ei, când te uiți pe internet, ți se prezintă o lume care nu e adevărată. Pe oamenii ăștia care îi vezi de zâmbiți pe internet, vă rog frumos să vi imaginați și plângând. Ei nu se pun pe internet când plâng, dar fiți liniștiți că plâng și plâng bine. Noi avem impresia că îi râd toată viața. Dar nu e adevărat, ei trăiesc o viață normală. Pun numai pozele alea cu zâmbet. Pun numai pozele alea în care ei sunt în succes, în performanță. Ei, pe noi asta ne face să ne simțim inferiori, ne inferiorizează.
dincolo de faptul că ne însingurează, ei nu se mai uită la televizor, nu ascultă la radio, ca și preocupare permanentă. Nu citesc reviste și ziare. Generația aceasta este foarte pasionată de muzică, de filme, și ei folosesc fețe zâmbitoare, ați observat fețe zâmbitoare, și vorbesc prescurtat. Cf, csf. Nu csf. Ce faci? Ce să fac? N-am ce să fac. Nu știm limbajul ăsta. Aproape că eu, dacă sunt tentat să scriu în felul ăsta, mi-e rușine să scriu. Și mai bine mi-au mai mult timp și scriu cum trebuie, că zic că mă reprezintă cum scriu, nu numai ce scriu. Mai pui o virgulă, mai... Nu? Acest fenomen este însoțit de faptul că orice lucru se obține rapid în generația lor. Ei apasă pe click, adică nu apasă pe click, dau un click, apasă pe mouse și se întâmplă ceva. E bine, genul ăsta de comportament dezvoltă o atenție numită atenția de moment. Am experimentat lucrul acesta cu nepoții mei și îmi cer iertare că vă spun din experiența mea. Nu spun din experiența mea neapărat lucruri pozitive, după cum observați. Am observat că dacă îl chem pe unul dintre ei că n-a făcut ceva cum trebuie, îl chem la mine și spun, uite-te la mine aici, uite-te la mine. Și încerc să-i spun ce vreau și după 3 sau 4 cuvinte ia privirea din ochii mei și o mută în altă parte. Nu poate să mă privească în ochi mult. Nu se poate concentra să se uite în ochii mei și spun, hei, 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 uite-te aici, uite-te aici, uite-te aici. Și iarăși aduce privirea și după nu apuc să termin o propoziție că își mută privirea, se uită în altă parte. Deci au dezvoltat o atenție de moment, nu pot să se concentreze mult pe ceva anume. De asemenea, au trecut de la faza de relații la tehnorelații. Ați auzit dumneavoastră de tehnorelații? Asta înseamnă, seamănă cu ceva cibernetic, robotic, tehnorelații. De asemenea, au trecut de la textul scris la cel vizual. Numai gândiți-vă la un lucru. Când scriem un cuvânt, nu vedem mai mult decât cuvântul ăla. Dar când vezi o imagine, o imagine mare pe mine aici, are 5 scaune, are un perete, are un ceas, are un microfon, numai imaginați-vă cât de bombardată e mintea când vezi o imagine. Mintea trebuie să remarce fiecare element, component din imaginea respectivă. Mai ales dacă e o imagine aglomerată, creierul face bu-bu-bu-bu-bu-bu, trebuie să le gestioneze pe toate, să le pună pe fiecare și să le numească. Un perete, un ceas, un om, un microfon, un ceas și așa mai departe. Ei, asta te face să devii superficial, le vezi pe toate și pe niciuna. Te grăbești să le vezi și nu stăruiești asupra niciuneia dintre ele. Toate lucrurile astea creează anumite fenomene, anumite comportamente, anumite automatisme. Riscul lumii virtuale, așa cum spuneam mai devreme, este că prezintă oameni perfecți, în ciuda faptului că ei nu sunt decât pe internet perfecți. La fel de adevărat este și faptul că există o parte bună în lumea virtuală, lume care influențează generația Z să fie empatică. Este cea mai empatică generație. A fi empatic înseamnă a putea să simți ce simte celălalt. Dar pe lângă empatie există voluntariat. Nu mai imaginați-vă că dacă eu vreau să găsesc 10-15 oameni să facem ceva urgent, e foarte greu să-i găsești. Noi foloseam telefonul. Când sun pe cineva la telefon 5 minute, stai ușor cu el, nu? Ei, dar prin metodele lor de socializare, ei într-o clipă poate să adune o grămadă de oameni. Aduceți-vă aminte cum a ajuns domnul Iohannis președinte. Așa a ajuns domnul Iohannis președinte. Sau și așa. Și asta a fost o influență masivă care și-a spus cuvântul. La ei totul trebuie să fie scurt. Observați că ei nu folosesc telefonul ca să sune, decât numai dacă este o relație serioasă și trebuie să vorbească ceva concret. Dar altfel, cel mai simplu e să vorbești, să trimiți un text. Pentru că scrii doar ce te interesează, nu mai spui nimic de introducere, nimic de încheiere, să treacă timpul. La ei totul e rapid. E, stilul ăsta de a vorbi devine un stil de viață, nu doar de comunicare. Partea mai slabă la lucrul acesta este că cultivă superficialitatea. Am văzut un vlogger care reprezintă generația Z, este, dacă îmi permiteți expresia, foarte renumit în România, să nu zic foarte pe val, și un reporter i-a luat un interviu și l-a întrebat, știi cine e președintele României? Nu știu, zice, nu-l cunosc, n-am vorbit niciodată cu el. Nu știam dacă să râd sau nu știam ce să fac. Am crezut că glumește, dar el nu glumea. Ăsta avea o grămadă de prieteni, le spunea generației copiilor noștri ce să facă și el n-a auzit de președintele României. Bine, dar ce cultură generală este aia
Și noi mai râdem de bătrânii de prin sate când merg și iau interviu și îi întreabă: domne, cine a fost Adam și Eva? Și spune: nu știu, domne, că eu nu-s de aici. Și râdem de bătrânii ăia, dar eu vă întreb, copiii ăștia care nu știu cum îl cheamă pe președinte, este ok? Asta înseamnă informație? La ce se referă informația dacă nu știm nici cum îl cheamă pe președintele țării? Că ăștia nu sunt 10 la număr, e unul, domnule. Cele mai neplăcute activități profesionale pentru această generație sunt construcțiile, transporturile, achizițiile, logica, logistica, contabilitatea, chimia și petrochimia. Ei nu acceptă să lucreze în domeniile acestea. Sigur că sunt o grămadă de excepții, dar regula rămâne. Ei sunt altfel de oameni, au altă mentalitate despre lume și viață. 3 din 4 nu vor să muncească, iar cei care muncesc caută joburi care să le dea posibilitatea să lucreze de pe computer. Asta nu înseamnă că sunt leneși, deși pot fi, dar asta nu înseamnă în mod direct că sunt. Dacă lucrurile vor continua în acest ritm și în această direcție, tehnologizarea și digitalizarea vor face ca să nu mai existe relații interumane și nici valori comune. Statisticile din America spun că 75% din generația Z consideră că adevărata viață socială se întâmplă doar în mediul virtual. Doar în mediul virtual. Apartenența la o rețea socială este a oricărui membru component, fiecare având dreptul să dea like sau reject. Și în felul acesta, cineva va aparține sau nu va aparține comunității virtuale. Încercați acum să vedeți ce se întâmplă cu un simplu da sau nu. Nu mai încercați să vă imaginați. Încercați să mă ascultați cu atenție. Într-o comunitate reală, socială, într-o familie nu poți să-i dai reject la cineva. Nu se folosește lucrul acesta. Nu poți să-i spui de astăzi înainte: mama mea, tatăl meu, fratele meu nu mai face parte din familia mea. Nu poți să faci asta. Pe internet însă poți să faci lucrul ăsta. Într-o secundă îl trimiți nicăieri sau îl aduci în prietenia ta și a grupului tău. Acest stil de viață democratizează cunoașterea, doar că adevărul nu poate fi democratizat. Riscul acestui fenomen este că cunoașterea se reduce la opinie. Ce înseamnă asta? Cu alte cuvinte, dreptate are cel care are mai multe like-uri. Nu ați observat că atunci când deschizi internetul există o întrebare, un fel de sondaj de opinie: ce părere aveți despre introducerea educației sexuale în școli? Și există mai jos câteva alternative: de acord, nu sunt de acord, sunt de acord, dar cu condiția următoare, și așa mai departe. În momentul în care cei mai mulți zic așa, se face așa. Nu un judecător mai hotărăște ce e drept sau nu, nu Tribunalul Suprem, ci oricine cu cât un laiculeț de ăsta. L-a dat în glumă, în serios, din neatenție, n-a citit bine, nu s-a gândit bine că era între două stații de tramvai. Domnule, adun like-urile astea și asta se numește dreptate socială. Ce înseamnă dreptate socială? Ei, dumneavoastră răspundeți la un sondaj de opinie și cum ziceți dumneavoastră, așa face toată biserica. Auzi, domnule, reclamele care sunt plasate în aceste contexte sunt mult mai bine primite de către acest grup. 39 dintre ele, spun statisticile, susțin că muzica îi face mai receptiv la reclame și 38 declară că filmele au același efect. Toate generațiile care au apărut de la vârsta celor care sunt baby boomers au preferat lucrurile din ce în ce mai scurte. Deci totul trebuie să fie cât mai scurt cu putință. Masa lungă, vacanța lungă, mașina lungă, casa lungă, scrisul scurt, predica scurtă. Generația X însă este mai tolerantă, este mai permisivă și așa ne explicăm cum în generația aceasta lucruri care în generația noastră erau imposibil de legalizat, în generația lor s-a legalizat. Și nu numai că s-a legalizat, că nu asta e problema, ci problema este că ei le asimilează. Ei sunt generația care pot lucra cu oricine, pot avea un coleg care, indiferent ce preferință are de căsătorie, indiferent ce culoare, indiferent de unde vine, indiferent ce mănâncă, indiferent ce mirodenii pune în mâncare, pentru ei este absolut ok. Pentru că ei s-au născut în multiculturalism, s-au născut în diversitate, pentru ei e normal treaba asta. Ei bine, când ne gândim la ei și vorbim cu ei, astea să le avem în cap, că numai așa îi vom înțelege. Statisticile spun că generația X poate să se uite la un video de 20 de secunde, dar generația Z se poate uita la un video doar de 8 secunde. Deci tot ce aveți să le spuneți, faceți repetiție, reduceți la 8 secunde și spuneți-le, pentru că o să aveți full contact, o să existe concentrare maximă. Ce trece de 8 secunde, trebuie să faceți ca în vremea mea. În vremea mea eram învățat că vorbești 8 minute
și trebuie să faci ceva, pentru că un om, un adult, după 8 minute te pierde și îi spui o întâmplare sau te prefaci că... Și dintr-o dată se resetează creierul și îți mai dă încă o grație de 8 minute. Acum s-a redus la 8 secunde. Înseamnă că tot o să fac din 8 în 8 secunde pentru ca să resetăm. Sunt alți oameni. Viața, obiceiurile, tot ce se întâmplă în jurul lor i-a format să fie diferiți. Știu că un pic dramatizez, dar altfel n-aș reuși să vă spun ce vreau să vă spun. Efectele acestor schimbări se reflectă cel puțin în 4 domenii din viața lor. Viața personală, căsătorie, creșterea copiilor și cariera. Spuneam și repet, nu mai încercați să citiți. Intrați pe un site care vorbește despre business, despre știință și o să vedeți că se cheltuie milioane de dolari pentru ca să-i acomodeze în câmpul muncii. Pentru că nimic nu mai funcționează cu ei. Ei sunt niște oameni care nu pot fi asimilați în metodele vechi ale producției, ale carierei. Și toate marile companii cheltuiesc foarte mulți bani pentru ca să-i acomodeze. Acum mă uit la dumneavoastră și vă întreb, biserica ce face? Ei, vedeți, toate acestea sunt în capul nostru, sunt pe umerii noștri, sunt decizii care stau la rând, să spunem da sau nu. Astăzi ar putea să spunem nu, dar peste o lună, un an, 10, ce mai spunem? Vreau numai să spun că noi suntem în fața unei realități, că e bună sau rea, realitatea este aici. Și noi trebuie să ne adaptăm la realitatea asta și să avem o soluție. Care este soluția? Nu putem să punem nici noi două felii de salam între două felii de pâine, cum fac ei. Și nici ei nu pot pune supă sau ciorbă cum facem noi. Sunt anumite obiceiuri care vin dintr-o anumită generație, o generație care s-a născut într-un anumit context, context care diferă de la o generație la alta. Generația Z crede mai mult în internet decât în diplome. M-am gândit, oare o fi adevărat? Cred mai mult în internet decât în diplome. Ei trăiesc în această etapă a globalizării și ei caută personalizare și independență. Sunt utilizatori de social media și cumpără online. Să nu uităm totuși că sunt mai onești. Și respectul sunt printre cele mai importante valori pe care ei le accentuează. Când am citit asta, m-am gândit dacă este adevărat sau nu. Pentru că vă pot spune câteva contraargumente. Însă oamenii de știință, cei care fac statisticile, au ajuns la concluzia că ei caută mai mult respecturi decât l-a căutat generațiile din trecut. Personal, eu am rezerve, dar s-ar putea ca eu să... Cu câți oameni m-am întâlnit eu? Sigur că cei care au făcut o statistică au făcut-o între 10.000 de oameni, 20.000 de oameni. Eu mă întâlnesc cu 10-20 de oameni. Sociologii apreciază că generația aceasta va fi cea mai educată și cea mai flexibilă generație. Noi suntem o generație inflexibilă. Noi știm lucrurile doar într-un singur fel și ținem la felul nostru. Ei sunt flexibili. Pentru că s-au născut într-o societate care este foarte flexibilă și care schimbă lucrurile sub ochii noștri. De la un an la altul, de la o lună la alta, se dau tot felul de legi care sunt diferite de cele până acum. Vreau să vă mai spun ceva. În generația aceasta, infracționalitatea, violența, a înregistrat o scădere de 83%. Asta mi s-a părut foarte, foarte ciudat. Ei nu sunt violenți. Infracționalitatea în generația lor a scăzut foarte mult. De asemenea, această generație începe școala mai devreme, o termină mai târziu și provin din familii cu stabilitate financiară mai mare, au mai puțin frați și surori și sunt tentați spre materialism, în timp ce generația Y, dacă vă mai aduceți aminte, nu erau așa de mult tentați spre materialism. Statisticile spun că ei sunt mai realiști, mai pragmatici, mai orientați înspre carieră și se adaptează mai ușor la nou, la inovațiile tehnologice mai ales. Ei sunt mai puțin înclinați înspre criminalitate, înspre abuz de substanțe, alcool, droguri, țigări. Se spune că generația sub 2000, adică peste 2000, sub 20 de ani, sunt mai puțin înclinați înspre asta. În general, un conflict între generații, dincolo de diferențe, apare în următoarele situații. Atunci când există dezacord, dar mai ales atunci când există confruntare. Dacă există dezacord, dar nu există confruntare, dezacordul nu duce neapărat la conflict.
numai confruntarea provoacă conflict. Adică, dacă nu-i zici nimic copilului și nu-l confrunți, nu te ceri cu el, chiar dacă e diferit. Dar dacă îi ceri să fie ca tine, sau el îți cere să fii ca el, dintr-o dată apare ceartă. Primele două etape sunt relaționale și în general folosesc argumentația, însă escaladarea sau rezolvarea conflictului este metoda de rezolvare, dar nu întotdeauna se rezolvă, uneori conflictul escaladează. Pentru că îi zici odată, îi zici de două, îi zici de trei și până la urmă încerci să-l constrângi. Iar el, dacă are o personalitate mai puternică, dintr-o dată intră în luptă și ori fuge de acasă, ori face ceva și dintr-o dată ești pus într-o situație în care nu mai știi ce să faci. Și dacă primul copil face așa, cei care vin după el, toți vor face așa. Pentru că, în general, copilul mai mare dă tonul celor mai mici. Comunicarea dintre tineri și vârstnici este una dintre marile soluții. Suntem tentați să ne enervăm, suntem tentați să batem cu pumnul masă, suntem tentați să ne impunem. Putem să facem asta, dar există riscul să ne pierdem copiii. E bine să comunicăm. Și atunci când comunicăm, e bine să fim pașnici, adică să spunem doar cuvinte și atât, în afară de asta să nu mai transmitem nimic. Iar dacă există undeva în sufletul nostru, să le ascundem, de dragul copiilor. Puteți să încercați și altfel. Dar eu zic că nu-i bine. Cu siguranță primul pas în rezolvarea conflictului este dialogul. Prin evitarea conflictului nu se rezolvă problema. Fugind de ea și amânând-o nu înseamnă că se rezolvă, ea rămâne acolo, dar înseamnă că o spălăm mâine. Și de mâine o împingem poi mâine. Explicarea reciprocă a dorințelor este încă o soluție. Permiteți-le copiilor să spună punctul de vedere. Întrebați-i așa, bă copile, tu ce părere ai, mă, despre treaba asta? Că văd că nu prea te simți bine, te văd tot mofturos, pufnești ca un pisoi aici. Spune-mă tu ce părere ai, tu cum vezi? Și ascultați-l și pe el ce zice. Poate că zice bine. Sau poate că reușiți să lăsați dumneavoastră 10%, lasă și el nu știu cât o mai lăsa și ajungeți undeva la o înțelegere. Încercați să faceți asta. Negocierea regulilor, realizarea acordurilor, oferiți un anumit grad de independență copiilor. Vedeți, ei toate le încep mai devreme, se căsătoresc mai devreme, încep lucru mai devreme, își asumă tot felul de responsabilități mai devreme. Am fost foarte impresionat când am avut o ședință și unul dintre copiii din biserică, care cred că are vreo 12 ani, 13 ani, a luat cuvântul și a vorbit. Era gata să-l opresc. A vorbit, a avut o vorbire ca de om mare și a mai luat cuvântul încă o dată. Mă uitam la el, eu n-aș fi luat cuvântul la vârsta lui, cred că leșinam dacă mă punea cineva să iau cuvântul într-un cerc așa de mare de adulți și de oameni care reprezentau autoritatea din biserică. Trebuie neapărat să ne educăm copiii, trebuie neapărat să-i aducem la biserică, uneori trebuie neapărat să ne impunem, dar nu la lucrurile mici. Nu mai transformați, nu mai folosiți un război pentru lucrurile mici. Gândiți-vă că lucrurile mici mai pot fi puțin și discutate. Faceți un război pentru lucrurile mari. La alea spuneți nu sunt negociabile. Dar dacă sunt lucruri mai mici care credeți că sunt negociabile, negociați-le. Și dacă puteți să le dați 5% gratis, atunci ei vor fi mulțumiți de acele 5%. Împărțiți lucrurile între a fi negociabile și între a nu fi negociabile. Nu lăsați punctualitatea, prezența, sună dacă întârzii, rugăciunea, venitul la biserică, citirea Bibliei, respectul față de părinți, pe astea nu le negociați. Dar sunt lucruri care pot fi negociate. Pe acelea, negociați-le dacă prin negociere vă țineți copilul într-o relație de prietenie cu dumneavoastră și nu-l pierdeți. S-ar putea să nu știți mare lucru din tot ce face el și știe toată lumea, numai dumneavoastră nu știți. Pentru că, în general, când niciunul dintre cei doi părinți nu e prieten cu copilul, mai ales mama ar trebui, iar tata să reprezinte sediu de poliție, dar mama să fie un pic mai prietenă și mai apropiată, în felul ăsta poți face parte din viața copilului, el împărtășește cu tine pentru că nu-l cerți, unul ceartă, unul nu. E adevărat că riscul e că tata-i babau și mama-i bună, dar el se va convinge când se va face mare că amândoi părinții sunt buni, dar numai că și-au împărțit rolurile. Haideți să stăm înaintea Domnului să ne rugăm, să cerem înțelepciune, să cerem spirit creativ și inițiativă și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul său. Amin. Stimați ascultători, ați urmărit o predică pe care am preluat-o de la Biserica Betania din Chicago, din Statele Unite, un mesaj rostit de pastorul Luigi Mizzoi despre conflictul dintre generații, despre digitalizare, despre tehnorelații, despre generația nouă. Am considerat important să vă prezentăm acest mesaj având în vedere lumea în care trăim. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!